soarele încă nu răsărise deasupra fabricii mici din orășelul Blantyre, situat chiar la ieșirea din Glasgow, în Scoția. Și deja se puteau auzi zgomotul pașilor grăbiți coborând scara de piatră și continuând pe strada întunecată din Shuttle Row. Începea o zi nouă din călătoria de o viață. Tânărul David Livingstone nu bănuia atunci că această călătorie, începută într-o familie săracă, într-o cameră ce măsura 4 metri jumătate pe 3 metri, avea să continue în vastele păduri tropicale sălbatice ale Africii, printre triburile sălbatice care nu văzuseră niciodată până atunci un om alb. Dumnezeu avea un plan pentru viața lui David și el avea să îl arate pas cu pas. Însă la vârsta de 10 ani, David nu știa nimic din toate acestea, în timp ce, în fiecare dimineață, înainte de ora 6, el mergea grăbit de-a lungul străzii din Shuttle Row. El lucra la o fabrică de bumbac, timp de 14 ore zilnic, 6 zile pe săptămână, printre huruitul făcut de suveici și căldura aburilor. Nu pierdea nicio clipă din zi, deoarece în timp ce lega nenumăratele ațe de bumbac care se rupeau în mașini, el își rezema o carte de ceva din fața lui și studia oricând avea ocazia. În fiecare seară, la ora 8, alerga acasă pentru a-și petrece încă 2 ore la școală. Apoi se întindea în pat și citea până când mama, îngrijorată fiind că el nu doarme suficient, venea și lua lumânarea. David a crescut într-o familie creștină. Tatăl, mama și sora lui crezuseră în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și, ca familie, în fiecare duminică mergeau pe jos la biserică 5 km, după care se întorceau înapoi acasă. Adesea David râdea de sora lui, că era creștină, însă nascuns el plângea, deoarece știa că păcatele lui îl despărțeau de Dumnezeu. În adâncul inimii lui, se simțea vinovat în ce privește neascultarea de Dumnezeu. Auzise de multe ori că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, venise din cer să-i mântuiască pe păcătoși, murind pe cruce în locul lor. Dar era aceasta valabil și pentru el? Îl iubea Dumnezeu și pe el cu adevărat? Știa că Dumnezeu era sfânt și drept în tot ceea ce spunea și făcea și că el ura păcatul lui David. Cum putea Dumnezeu să-l ierte? Aceasta era o problemă la care se gândise mult timp. Apoi, prin versetele din Biblie pe care le auzise, Dumnezeu a început să-i arate că, dacă îi părea cu adevărat rău și se întorcea de la păcatele lui, el îl va ierta. David a ajuns să creadă cuvântul lui Dumnezeu. Într-o duminică dimineața, în timp ce era în biserică, David, adolescentul de 16 ani, i-a cerut Domnului Iisus să vină în inima și în viața lui și să fie mântuitorul și Domnul lui. Dar despre viața ta, ce poți să spui? Dacă vrei ca ea să merite să fie trăită și să-i fii plăcut lui Dumnezeu, atunci începe de aici. Ca să te împaci cu Dumnezeu, trebuie să te întorci de la păcatul tău și să crezi în Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos trebuie să fie Domnul tău. Nimeni și nimic nu trebuie să fie mai presus de El. Trebuie să-i permiți să-ți stăpânească viața prin Duhul Său cel Sfânt. Acest lucru va schimba întreaga direcție a vieții tale, așa cum i s-a întâmplat lui David Livingstone. Domnul Iisus Hristos călăuzea acum viața lui David. El a început să fie interesat de lucrarea pentru Dumnezeu și să citească despre milioanele de oameni săraci din China care nu auziseră niciodată despre dragostea lui Dumnezeu față de ei. La început, el și-a planificat să se roage pentru acei oameni și pentru cei care se duceau la ei ca misionari și contribuia cu bani pentru susținerea lucrării misionare. Cu toate acestea, David a înțeles în curând că Dumnezeu dorea de la el mai mult decât bani. Pe măsură ce se ruga mai mult referitor la aceasta,
Era sigur că Dumnezeu dorea ca el să se pregătească să ajungă doctor. În China, în timp ce s-ar fi îngrijit de trupurile lor, ar fi avut multe ocazii să le vorbească oamenilor despre Domnul Isus. Până în anul 1837, la vârsta de 24 de ani, s-a străduit să câștige suficienți bani pentru a plăti studiile de medicină în Glasgow. Chiar și atunci putea să-și permită să studieze numai iarna, întrucât vara trebuia să se întoarcă să lucreze la fabrica de bumbac. După ce a terminat studiile la medicină și s-a calificat ca doctor, David a urmat cursurile unei școli speciale din Londra pentru a se instrui în lucrarea de misionar. Acolo a studiat Biblia și a învățat mai multe despre Dumnezeul lui Mare. Să-L cunoști pe Dumnezeu și să împlinești voia Lui este cel mai măreț lucru pe care îl poate face cineva. Dumnezeu vorbește inimii noastre și ne învață despre El când citim cuvântul Lui, Biblia. Citești și tu cuvântul Lui în fiecare zi. David se aștepta ca după terminarea școlii să meargă în China. Însă, Marea Britanie și China se aflau acum în război și datorită acestui fapt, misionarii au fost trimiși în alte țări. El nu știa ce să facă. Încă se întreba ce dorea Dumnezeu să facă. Atunci a întâlnit un misionar renumit din Africa, numit Dr. Moffat. În timp ce acesta vorbea despre marea nevoie din regiunile întinse ale continentului negru și mărturisea despre fumul a 1000 de sate unde nu călcase niciodată vreun picior de misionar, părea că Dumnezeu îi spune lui David: acesta este locul unde vreau să te duci. De asemenea, doctorul Moffat i-a spus și despre cumplita suferință cauzată de comerțul cu sclavi. David s-a hotărât să facă tot ce putea pentru a-i ajuta pe acești oameni săraci. Pe 17 noiembrie 1840, la ora 5 dimineața, David și tatăl său au citit Psalmul 121, care vorbește despre ocrotirea și ajutorul lui Dumnezeu. Din Anglia până în Africa a fost o călătorie anevoioasă, dar David nu s-a plictisit deloc. El l-a convins pe capitan să-i arate cum să folosească un quadrant, un instrument folosit de marinari pentru a calcula poziția exactă pe mare. Când nava a ajuns în cele din urmă la Cape Town, David a mai trebuit să călătorească încă 1100 de kilometri cu ajutorul boilor, străbătând munți și traversând râuri până la stația misionară de la Kuruman în Botswana. Totul era așa de ciudat pentru acest om alb. Limba, obiceiurile, colibele de pământ și căldura teribilă. David a plâns când a văzut nevoile mari ale oamenilor din acea țară și cât de puțini creștini erau gata să renunțe și să meargă să le ducă vestea bună a dragostei lui Isus. Cel mai cumplit era când se gândea la miile de sate situate dincolo de stația misionară de la Kuruman, sate dincolo de deșertul Kalahari, în locuri unde nu fusese niciodată un om alb. David a plecat pentru 6 luni de la stația misionară și a locuit singur într-un sat băștinaș. Acolo a învățat mult din limba și obiceiurile oamenilor de acolo. După o ședere în Africa de aproape 2 ani, el a înființat o nouă stație misionară la Mabotsa, la 300 de kilometri nord de Kuruman, loc înconjurat de triburi de sălbatici. Lui David nu era frică. Dumnezeu îl adusese în Africa și îi promisese că va fi întotdeauna cu el.
Când faci ceea ce dorește Dumnezeu să faci, nu trebuie să-ți fie frică de ce s-ar putea întâmpla. S-ar putea ca diavolul să te sperie prin a-ți pune în minte gânduri păcătoase, însă amintește-ți promisiunea lui Dumnezeu. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. David a experimentat acest lucru de multe ori. Odată, când s-a înapoiat la stația misionară, a descoperit că leii atacaseră vitele lor domestice, omorând câteva. Luând cu el câțiva băștinași, a plecat în căutarea leilor. Ajungând la poala unui deal, a zărit una dintre fiare, stând pe o stâncă la aproximativ 30 de metri depărtare. Și-a fixat cu grijă ținta și a descărcat ambele butoiașe. Dar, în loc ca leul să cadă mort, a răcnit furios și l-a atacat pe David. În timp ce David căuta să încarce din nou butoiașele cu praf de pușcă, animalul a sărit asupra lui. I-a aplecat capul cu o labă și și-a înfipt dinții în umărul lui și îl scutura ca pe o cârpă. Unul dintre vânătorii băștinași a apăsat drăgaciul armei sale, dar a ratat ținta. Văzându-l pe acesta din urmă, leul se năpusti asupra lui, lăsându-l pe David la pământ cu răni grave. Un alt băștinaș a încercat să-l omoare cu sulița, însă leul l-a rănit și pe el. Dintr-o dată, leul a căzut mort la pământ. Abia acum primele gloanțe trase își făcuseră efectul. Deși David nu și-a mai putut folosi niciodată brațul stâng ca mai înainte, Domnul a fost cu el și l-a ajutat să treacă prin toate acele experiențe dificile. Cu altă ocazie, David a fost atacat de un rinocer, care, în mod ciudat, s-a oprit foarte aproape de el fără să-l omoare. Dumnezeu nu promite că cei care îl au pe Domnul Iisus ca mântuitor nu vor avea niciodată necazuri sau nenorociri, însă El ne-a promis că ne ajută în astfel de momente. Noi știm că va fi cu noi chiar și când vom muri și ne va lua să fim cu El în cer. Deci dacă Domnul Iisus este mântuitorul tău, să nu-ți fie teamă, ci încrede-te în El chiar și în situațiile grele. Pe cât de sigur era că Dumnezeu îl ocrotea pe David, pe atât de sigur era că el îl conducea în călătoria vieții sale. În timp ce era la stația misionară de la Kurman, David a întâlnit-o pe Maria, fata doctorului Moffett, și în anul 1845 s-au căsătorit. Ei au locuit mai întâi la stația misionară de la Mabotsa și au petrecut timpul învățând limbile indigene, predicând Evanghelia, tratându-i pe bolnavi și învățând cât mai mult despre triburile de acolo. Mai târziu, în anul 1847, David și Maria au simțit că ar trebui să se mute mai departe, spre nord, unde multe alte triburi nu auziseră despre cuvântul lui Dumnezeu. Au înființat o nouă stație misionară la 130 de km departare, la Kolobeng, chiar lângă marginea deșertului Kalahari. Pe măsură ce africanii aflau de medicamentele lui David, veneau de la o depărtare de 320 de km pentru a fi ajutați de el. Însă David nu a uitat niciodată că scopul lui primordial pentru care se afla în Africa era să le spună oamenilor despre Domnul Iisus. În timp ce le distribuia medicamente, David le vorbea despre Domnul Iisus, care și-a dat viața pentru păcatele lor și cum a înviat din mormânt la 3 zile de la moartea sa, iar ei îl ascultau. Însă, nici unul dintre băștinași nu renunța la păcatele lui și nu credea în Domnul Iisus. Poate că ei ar fi suferit persecuții sau chiar ar fi fost omorâți dacă ar fi devenit creștini. Totuși, într-o zi, David a auzit că Sehele, conducătorul tribului Behuana, avea un fiu care era bolnav, așa că s-a dus să vadă dacă putea să-l ajute. Dumnezeu a folosit medicamentul pentru a-l face bine pe fiul lui Sehele și așa David și Sehele au devenit prieteni buni.
Pe măsură ce David îi vorbea despre Domnul Iisus, Dumnezeu i-a vorbit inimii lui Sehele, arătându-i necesitatea de a-L avea pe Mântuitorul. Deși îi era greu să fie altfel decât ceilalți băștinași, Dumnezeu l-a ajutat pe Sehele să se supună cuvântului său și să se întoarcă de la calea lui păcătoasă. Ai ascultat și tu de cuvântul lui Dumnezeu? Te-ai întors de la păcatele tale și ai crezut în Domnul Iisus ca mântuitor? Există numai un mântuitor, Domnul Iisus, cel care a murit pentru păcatul tău și a înviat pentru a te împăca cu Dumnezeu. Nimeni nu poate să facă lucrul acesta, iar tu nu poți să fii plăcut lui Dumnezeu încercând să fii bun. Dumnezeu spune că bunătatea ta este în ochii lui ca o cârpă murdară. David dorea să meargă la multe alte triburi dincolo de deșertul Kalahari și, chiar dacă africanii traversau acel loc numai în sezonul ploios, când puteau găsi apă de băut, misionarul a refuzat să mai aștepte și a pornit în această călătorie periculoasă. Era foarte greu și adesea David și ajutoarele lui africane sufereau de sete și de foame. În fiecare seară, în timp ce grupul stătea în jurul focului, David asculta povestirile indigenilor, apoi le spunea povestirea crucii. Cât de mult îi plăcea să spună altora despre Mântuitorul și Domnul lui și făcea acest lucru ori de câte ori avea ocazia. Spui și tu altora despre Domnul Iisus sau ți este rușine că-i aparții? Domnul Iisus a spus că dacă ți este rușine cu El, când vă veți întâlni, și lui îi va fi rușine cu tine. După multe zile de călătorie, străbătând în lung și în lat deșertul Kalahari, un loc atât de fierbinte încât orice miriapod ce ieșea afară din nisip era ars de viu, David a ajuns la lacul Gami. Aici, el a luat legătura cu oamenii aparținând celor mai de temut sate de băștinași și a început să le spună din cuvântul lui Dumnezeu. Trebuia să vorbească printr-un translator, deoarece nu vorbea limba oamenilor din sat. Viața pe continentul african era grea pentru soția și familia acestui misionar. Însă, în ciuda dificultăților, ei îl însoțeau pe David în multe dintre călătoriile sale. Ei l-au însoțit chiar și la traversarea deșertului Kalahari. Deși adesea erau ignorați sau luați în râs de africani, membrii familiei Livingstone își riscau viața pentru a duce vestea bună despre Domnul Iisus. Dincolo de lacul Gami se aflau multe mii de oameni care trăiau în inima continentului. David a înțeles că dacă toți acești oameni trebuiau să audă vreodată Evanghelia, atunci era nevoie de mai mulți misionari. Dar în același timp, știa că mulți ar muri dacă ar fi trebuit să traverseze deșertul Kalahari. Așa că David s-a hotărât să găsească un alt drum pe care să ajungă la acei oameni. În anul 1853, când avea 40 de ani, el a pornit într-o călătorie despre care prietenii lui spuneau că este imposibil de realizat. A luat cu el un grup de 27 de ajutoare africane. A fost o călătorie înspăimântătoare. Au călătorit timp de 6 luni prin ținuturi necunoscute, confruntându-se cu foamete, boală, mlaștini și cu 2400 de kilometri de junglă, până când au ajuns la Luanda, pe coasta vestică a continentului african. David nu se simțea deloc bine și i s-a propus să meargă în Anglia, însă fără ajutorul lui, prietenii lui africani nu puteau găsi drumul de întoarcere acasă. După o călătorie lungă și neputând găsi locul potrivit pentru stabilirea unei stații misionare, David și-a luat familia și a plecat la Cape Town. De acolo, ei puteau să se întoarcă în Anglia, în timp ce el putea să exploreze mai departe alte locuri. Întristat, și-a luat rămas bun de la soția și copiii lui și a pornit încă o dată în cercetarea sa îndelungată și singuratică.
Câteodată, năpădit de insecte, ud și sângerând de la zgârieturile provocate de spini, el stătea lângă foc și se gândea la familia sa. Voi risca orice pentru Hristos, a scris el mai târziu. Ce păcat cam așa de puțin de oferit! Poate crezi că tu ai și mai puțin de oferit decât David. Dumnezeu vrea să-i dăm ceea ce avem, dar să-i fie dat în întregime. David se dăruise cu totul Domnului Iisus și dorea să facă orice și să meargă oriunde pentru el. Tu ce hotărâre ai luat? Dacă îi aparții Domnului, atunci el vrea să-i aparții în întregime. Pentru David, lucrul cel mai important era să predice Evanghelia. Odată, pe când sosise într-un loc numit Liniauti, 6 sau 7 mii de băștinași l-au întâmpinat și au ascultat predica lui. Tot în acest loc, David s-a confruntat pentru prima dată cu comerțul de sclavi. Peste tot erau semne ale suferințelor și barbariei provocate de aceasta. Sate întregi erau distruse. Tinerii erau prinși și înjugați sau legați cu lanțuri pentru a-i împiedica să scape. Captivii care erau prea slăbiți și nu puteau merge mai departe, erau lăsați să moară în păduri. Ajungând în zona de coastă, acești africani erau mânați ca o turmă și îmbarcați pe corăbii care îi duceau în America, unde erau vânduți ca sclavi. Mulți dintre ei nu supraviețuiau călătoriei pe mare, ci mureau pe corăbile supraaglomerate. În timp ce vâslea în canoia sa, în susul și în josul râului Zambezi, David spera să poată face ceva pentru a opri aceste practici păcătoase. El se oprea în sate pentru a predica Evanghelia și încuraja pe băștinași să creadă în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al lor. După ce a croit un drum spre coasta vestică, David a pornit de-a lungul râului Zambezi spre coasta de est a continentului, în speranța să croiască drumuri noi pentru misionari și comercianți și pentru a pune capăt comerțului cu sclavi. Pe parcurs a descoperit una dintre cele mai grozave minuni ale lumii. O cascadă magnifică, cu o lungime de 1 km și 600 de metri, David a numit-o Cascada Victoria, după regina Angliei. Când David a ajuns în cele din urmă pe coasta estică, a fost prima persoană care străbătuse continentul african dintr-o parte în cealaltă. O călătorie de 6.900 de kilometri. Epuizat, s-a îmbarcat pe o navă britanică, iar după o ședere scurtă în Maurițiu, necesară pentru a se vindeca de malarie, s-a înapoiat în Anglia. David Livingstone fusese aproape 16 ani departe de Anglia și, spre surprinderea lui, a fost întâmpinat acasă ca un erou. Oameni din toate părțile țării auziseră de el și îi admirau curajul. Doreau să audă despre triburile necunoscute pe care le întâlnise și de hărțile făcute. Erau interesați de plantele, insectele și pietrele acelui continent străin și necunoscut, Africa. Oriunde se ducea, David era urmat de mulțimi. Regina Victoria l-a invitat să vină și la Palatul Regal. Ea a râs când David i-a istorisit despre un șef de trib care, dorind să știe cât de bogată era regina, l-a întrebat pe David câte capre are aceasta. Dar se pare că prea puțin s-au interesat de cea mai importantă muncă a lui David, predicarea Evangheliei, celor ce nu auziseră niciodată despre Domnul Iisus. David spera să se întoarcă în Africa. Îi iubea pe oamenii de acolo și dorea să-i ajute. Cu toate acestea, cei care contribuiseră cu bani ajutându-l pe David în lucrarea lui pentru Dumnezeu, erau de părere că nu mai puteau susține această lucrare, deoarece el petrecea prea mult timp explorând noi regiuni.
Așa că, atunci când guvernul britanic i-a cerut să conducă o expediție și s-a oferit să-i pună la dispoziție echipamentul necesar, David a primit această ofertă cu bucurie. Și cu toate acestea, putea oare munca de explorare să vină în ajutorul celei de misiune în Africa? Cei 46.000 de kilometri pe care i-a străbătut David în călătoriile făcute s-au dovedit a fi foarte importante pentru viitorii misionari. Mulți ani după aceea, misionarii care au mers în Africa s-au ghidat după hărțile întocmite de David ale zonelor noi descoperite de el. Când misionarii rosteau numele David Livingstone, băștinașii îi întâmpinau bucuroși, deoarece ei îl iubiseră și îl respectaseră pe marele explorator misionar. Da, aceste expediții au fost marea lucrare a lui David pentru Dumnezeu. David s-a întors în Africa împreună cu soția sa. Navigând pe apele râului Zambezi, pe o căldură arzătoare, a trebuit să scurteze drumul și să se îndrepte spre mlaștinile unde se găseau fructe de mangrove. Drumul devenea din ce în ce mai anevoios. O parte a echipajului făcuse febră, iar nava avansa din ce în ce mai greu pe măsură ce nivelul apei scădea. În cele din urmă, când au ajuns la cascade, au trebuit să renunțe și să-și continue călătoria pe jos. Însă, spre satisfacția lui David, au găsit un loc unde oamenii albi puteau poposi în ținuturile muntoase. Dar și aici au dat de o ceată de sclavi înjugați, mânată de oameni luați dintre negri. Ei erau călăuze înarmate care suflau din coarne subțiri și lungi. De îndată ce au văzut expediția lui David, aceștia au fugit în pădure, iar 84 dintre cei capturați au fost eliberați. Datorită acestui fapt, negustorii de sclavi l-au urât pe David și l-au amenințat cu moartea. Dumnezeu l-a ocrotit pe David și i-a dat putere în timpul călătoriilor sale. Acum trebuia să se întoarcă și să depindă de Dumnezeu, pentru că aici soția lui, Maria, a murit de febră și a fost îngropată într-o dumbravă singuratică. Inima lui David era frântă. El a scris în jurnalul său: "Tragedia mi-a luat toată puterea. Inima mi-e zdrobită. Însă îmi voi împlini mai departe datoria." La începutul anului 1866, David a pornit într-o altă aventură. De data aceasta a pornit spre nord, pentru a explora lacul Niasa și să încerce să descopere izvoarele fluviilor Zambezi, Congo și Nil. Dacă le-ar fi găsit, ar fi marcat noi drumuri pentru călătoria misionarilor în Africa. A trecut prin sate, ai căror locuitori băștinași se purtau îngrozitor de crud unii cu alții. La intrarea într-unul din ele, au fost întâmpinați de o poartă decorată cu craniile a 60 de oameni, iar alți oameni vii erau mutilați, având mâinile sau urechile tăiate ca semn de pedeapsă. Drumul a devenit atât de anevoios și periculos, încât unele dintre călăuzele băștinașe au fugit de la el, luând cu ei mare parte din proviziile pe care le aveau, inclusiv cutia cu medicamente. Însă David nu a renunțat. Știa că Dumnezeu este cu el. Orice strâmtorări sau pericole întâlnea, nu uita să facă unul din următoarele lucruri. Vorbea în fiecare zi cu Tatăl Ceresc în rugăciune și citea cuvântul lui Dumnezeu. Versetul lui preferat din Biblie era Matei 28:20, cuvintele Domnului Iisus către ucenicii săi: "Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul zilelor." În timpul acelor 4 ani, a citit întreaga Biblie de 4 ori, de la un capăt la celălalt. David dorea să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu și să-I slujească Lui. Datorită lipsei de chinină, ce o lua preventiv împotriva malariei, David s-a îmbolnăvit foarte tare. Pe deasupra, mai avea și ulcerații sângerând de la picioare, trebuind să se lupte cu durerile, în timp ce de luni de zile străbătea pădurile și râurile.
În cele din urmă, a fost forțat să se întoarcă din călătorie și să poposească la Uyui, pe malul de est al lacului Tanganyika. Într-un mod miraculos, David se însănătoșea treptat, fiind ajutat de un arab foarte amabil, pe nume Susi. Pe data de 10 noiembrie 1871, Susi a venit în grabă și a strigat cât a putut de tare: "Un englez! Îl văd!" Deoarece, timp de mai bine de 4 ani, nimeni nu primise nicio veste de la exploratorul misionar, Henry Morton Stanley fusese trimis de către un ziar american pentru a-l găsi pe David. "Doctorul Livingstone, presupun," a exclamat Stanley, în timp ce dădeau mâna pentru prima dată. Stanley dorea să-l aducă pe David înapoi în Europa, însă el a refuzat. Încă mai avea multe de făcut în lucrarea pentru Domnul în Africa și nu avea de gând să renunțe până nu era terminată. Mai târziu, Stanley scria: "Timp de 4 luni și 4 zile am stat cu doctorul Livingstone în aceeași casă, barcă sau același cort și n-am găsit niciodată vreo greșeală la el." A fost o despărțire tristă. După această întâmplare, David nu a mai văzut niciodată un om alb, iar domnul Stanley nu a uitat niciodată exemplul oferit de viața lui David. Datorită acestui lucru, el a devenit creștin, iar mai târziu s-a întors în Africa să lucreze ca misionar. Când a împlinit 59 de ani, chiar la 5 zile după plecarea lui Stanley, David a scris: "Iisuse al meu, regele meu, viața mea, tot ce am, îmi dedic întreaga viață ție. Primește-mă și deși acest an este pe sfârșit, Tată Ceresc, îngăduie-mi să pot termina lucrarea. În numele Domnului Iisus am cerut. Amin." David l-a iubit pe Dumnezeu mai mult decât orice sau pe oricine și era gata să-și dea chiar viața ca semn de supunere la voia Domnului său. Dumnezeu dorește ca fiecare persoană care crede în Domnul Iisus să facă la fel. În Biblie, Dumnezeu spune că noi nu ne aparținem, ci că am fost răscumpărați cu un preț. Dumnezeu a plătit acel preț prin moartea Fiului Său, Domnul Iisus. Biblia mai mărturisește că noi am fost răscumpărați cu prețul sângelui lui Hristos. Te-ai gândit vreodată la cât de mult a costat mântuirea ta de păcat? Îl iubești pe Dumnezeu datorită dragostei Lui pentru tine și că a făcut atât de mult pentru tine? Îl iubești tu mai mult decât orice? Atunci arată-i că îl iubești, făcând ceea ce dorește El să faci. Citește zilnic cuvântul Lui, Biblia, așa încât să știi ce este drept și plăcut înaintea Lui. Spune-i că îl iubești și că dorești să-L lași să facă ce dorește cu viața ta. Câteva luni mai târziu, în ceea ce s-a dovedit a fi ultima sa călătorie, David și cei din echipa lui alunecau și se rostogoleau pe potecile noroioase, devenite astfel din cauza ploilor continue și a lipitorilor de care râurile erau pline. David s-a îmbolnăvit iarăși și în timp ce era purtat pe un pat de nuiele, a fost atacat de furnicile Dorylus, care l-au mușcat de picioare încât sângera. David a fugit din cortul său, dar ele l-au mușcat pe tot corpul timp de 2 ore. Ploile puternice au continuat. Înfrigurat și ud, el a scris din nou: "Niciun lucru pământesc nu mă va determina să abandonez din disperare lucrarea mea. Mă încurajez în Domnul Dumnezeul meu și merg mai departe." Cu toate acestea, pe la sfârșitul lunii aprilie a anului 1873, David slăbise atât de mult încât a trebuit să fie transportat peste râul Lulimata și așezat pe un pat de mușchi și nuiele. Cu o oră înainte de răsăritul soarelui, în ziua de 1 mai, un băștinaș a trimis după Susi și Huma, cerându-le să vină la cortul lui David.
Când au venit, prietenii lui africani l-au găsit îngenunchiat lângă pat, cu capul lui alb sprijinit în mâini, părea că se roagă. Însă David nu mai mișca. Marele misionar și explorator era mort. Plecase să fie cu Domnul și Mântuitorul lui. Vestea aceasta s-a răspândit repede, iar africanii dintr-o zonă întinsă cât continentul european au început procesul lor tradițional de jelire și doliu pentru cel mort. Prietenii cei mai apropiați și ajutoarele lui au făcut ceva, ceea ce nouă ni se pare ciudat. I-au scos inima lui David din corp și au îngropat-o la baza unuia dintre copacii lângă care a murit el. Acesta era felul lor de a-l onora pe David și de a-i spune că inima lui era în Africa. Îi iubise pe oameni așa de mult și ei știau aceasta. Știind că David avea mulți prieteni în Anglia, africanii au dorit să ajute la transportarea trupului în țară. Ei l-au îmbălsămat, l-au pus în scoarță de copac, au cusut o pânză groasă deasupra și l-au fixat de o bară lungă ca să poată fi dus de doi bărbați. Apoi a început cea mai lungă procesiune de înmormântare cunoscută vreodată. Peste 1600 de kilometri în Zanzibar, o călătorie care a durat 9 luni. De acolo corpul a fost transportat până la Londra pe mare. Statul britanic a organizat un serviciu funerar și întreg orașul a ținut un moment de reculegere, în timp ce David Livingstone era îngropat la Westminster Abbey din Londra. Pe mormântul său, în Westminster Abbey, sunt consemnate câteva lucrări despre el, iar pe piatra funerară sunt scrise două versete din Biblie. Matei 28:20: Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și Ioan 10:16: Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu. De pe strada întunecată din Shuttle Row, Lantier, David Livingstone a călătorit o distanță mare. Băiețelul sărac din Scoția, care l-a cunoscut pe Domnul Iisus, a devenit unul dintre cei mai mari misionari din lume. În Africa, mulți oameni din triburile băștinașe i-au mulțumit lui Dumnezeu pentru că l-a trimis pe David. El le-a spus despre Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, și mulți s-au întors de la păcatele lor și au crezut în El. Mulți oameni din Anglia, impresionați de viața lui David, au plecat pe continentul african pentru a continua lucrarea misionară începută de el. Iar câțiva ani mai târziu, a încetat și comerțul cu sclavi. Viața lui David Livingstone ne vorbește încă și astăzi. Exemplul lui este o provocare pentru noi. Dar viața ta, în ce direcție se îndreaptă? Ai recunoscut că ai păcătuit, i-ai cerut Domnului Iisus să-ți ierte păcatele și l-ai primit în inima ta ca mântuitor? Acesta este primul pas în a face ceea ce dorește Dumnezeu. Așa devii creștin. După ce faci acest pas, Dumnezeu începe să-ți arate planul lui pentru viața ta. Dacă Domnul Iisus este mântuitorul tău și dacă dorești să-L asculți, Dumnezeu poate să facă prin viața ta ceva pentru gloria sa. S-ar putea ca el să vrea să te duci ca misionar într-o altă țară sau să rămâi acasă și să-l mărturisești aici, spunându-le altora despre Mântuitorul. Când viața ta se va sfârși, nu va mai conta ce vor spune oamenii despre tine, ci ce va spune Dumnezeu. Ascultă de Dumnezeu în călătoria vieții tale. În acest fel îi vei aduce glorie și vei auzi cuvintele Lui. Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău!